Denumită în popor și barba ursului sau mușchii de pământ, această plantă face ca mirosul și gustul de tutun să devină insuportabile. Părțile aeriene ale plantei conțin substanțe active, cum ar fi alcaloizii, acizi organici, flavonoidele și sărurile minerale. Specialiștii susțin că pedicuța îi ajută pe fumători să se lase de acest viciu și să lupte împotriva lui. Prepară o infuzie din o linguriță de plantă uscată la o cană cu apă clocotită. Lasă-la infuzat 10 minute, strecoară și bea numai mult de o cană pe zi, în cure de 2-3 săptămâni, întrucât planta conține și unele substanțe toxice. După o pauză de 7-10 zile, cura se poate relua la nevoie. Fumatul este un factor de risc pentru numeroase boli ale plămânilor, dar și ale ficatului. De aceea, un remediu pe bază de pedicuță va ajuta la detoxifierea și la refacerea celulelor hepatice. În acest caz, poți folosi o tinctură care se prepară în felul următor. Se măcerează 2-3 linguri cu plantă într-un borcan cu alcool alimentar 15 zile, după care se filtrează și se pun în recipiente mai mici. Se ia câte o linguriță de 3 ori pe zi înainte de masă. Tot pentru fumătorii care își doresc să scape de acest viciu, se recomandă și tratamentul cu pulbere de pedicuță. După câteva zile de tratament, va apărea o senzație de greață la fiecare încercare de a fuma, iar astfel pofta va dispărea treptat.